informație de ultimă oră aici la Politica Zilei este un incendiu la un azil de bătrâni din municipiul Tulcea. S-a procedat la evacuarea 40 de persoane. S-a activat planul roșu. Mai multe detalii ne aduce doamna Cristina Profir de la ISU Tulcea. Bună ziua! Dați-ne mai multe detalii, doamnă! Bună ziua! Astăzi, în jurul orei 16:45, prin apel la numărul 1 de urgență 112, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la un azil de bătrâni. La momentul producerii incendiului, în imobil se aflau aproximativ 40 de persoane care au fost evacuate de către personalul azilului de bătrâni. Având în vedere numărul de persoane implicate, la nivelul județului Tulcea a fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, o auto specială de transport personal cu victime multiple, o ambulanță SMUR și 3 ambulanțe SAJ. Totodată, în sprijin, în acest moment se deplasează o mașină de stingere și o ambulanță SMUR din cadrul ISU Constanța, precum și o mașină de stingere și o ambulanță SMUR din cadrul ISU Brăila. Da, înțelegem că nu sunt victime. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste date. Cu aceste imagini și informații încheiem astăzi Politica Zilei.